Se spune că un cuțit, cu cât este mai ascuțit, cu atât este mai sigur. Așa că astăzi, la Pontul Zilei, vă arătăm cum să vă ascuțiți corect cuțitele acasă. Bun găsit la Pontul Zilei de astăzi. M-am gândit să vă arăt cum să ascuțim cuțitele, astfel încât să le menținem un termen mai lung bine ascuțite. Avem nevoie de un masat. Toată lumea trebuie să aibă un masat. Altceva în afară de masat, știu eu, lamă pe lamă, strică cuțitul, strică tăișul cuțitului. Masatul trebuie să fie de preferat într-o formă din aceasta ușor plată. Să vă arăt acum mișcarea, care este una foarte simplă. Nu trebuie să vă grăbiți. La început, faceți încet. Unghiul trebuie să fie de 45 de grade din baza cuțitului, coborâm. Pe urmă, urcăm. Da? Coborâm, urcăm, coborâm, urcăm. Aveți grijă întotdeauna ca aceste inele de protecție sau mânerul, dacă este un mâner întreg, trebuie să îl ținem întotdeauna ferm. Astfel încât dacă cumva cuțitul ne scapă, să nu ne tăiem. Este suficient să faceți lucrul ăsta o singură dată la începutul procesului de gătire și o dată la sfârșit. Astfel puteți să mențineți lama cuțitului 6 luni să taie absolut perfect.